poziție mai mult. Păi nu, dăm noi când începe. Încerc să vorbesc mai tare, fiind aici la înălțime și în aer liber. Sunt Mihai Polițanu, sunt președintele USR Prahova. Alături de mine se află astăzi domnul Iulian Dumitrescu, președinte PNL Prahova, Cristi Apostol, vicepreședinte USR Prahova și Cătălin Florescu, coordonator plus Câmpina. Bine ați venit și mulțumesc mult că a răspuns invitației noastre. Cu siguranță v-a atras atenția formula inedită în care am organizat această conferință de presă, gazde fiind Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Plus. Poate în urmă câteva luni, niciunul dintre noi nu se gândea că o să fim în această formulă astăzi, aici, acum, împreună, dând un mesaj comun către Prahova și către prahoveni. Mesajul nostru comun către dumneavoastră presă, către prahoveni și către țară, este următorul. Astăzi este începutul sfârșitului pentru PSD în Prahova și pentru clanurile Cosma și Ghiță care conduc Prahova. Este începutul sfârșitului pentru caracatița PSD-istă, care a sugrumat acest județ în ultimii 20 de ani. Astăzi, Uniunea Salvați România, Partidul Național Liberal și Plus au semnat un protocol politic care consfințește o alianță electorală pentru alegerea președintelui Consiliului Județean și alegerea Consiliului Județean. Vrem, și asta o să se întâmple, să câștigăm majoritatea absolută în Consiliul Județean și președinția Consiliului Județean. Nu ne-a fost ușor, nici nouă celor de la USR, nici partenerilor de la PNL, colegilor de la Plus. A fost un compromis politic și a fost o decizie greu de luat. Dar riscul ca Prahova să continue să fie un baronat condus de familia Cosma, direct sau prin interpuși, cum ar fi Bogdan Toadă, ne-a convins să lăsăm deoparte orice neînțelegeri, orice viziuni diferite privind politica județeană și națională și, 1. Respectând independența fiecărui partid și, 2. Acceptând competiția liberă între partidele noastre la nivel local și la nivel național, am decis să ne unim forțele pentru a scoate definitiv județul Prahova de sub zodia nefastă a Partidului Social Democrat, odată cu alegerile locale din septembrie 2020. Dacă nu mă înșel, este primul județ în care se colaborează în această formulă alianță electorală și vrem să dăm un exemplu pentru toate localitățile și toate județele unde PSD-ul continuă să fie o amenințare la adresa bunei guvernări și la adresa statului de drept. Și am să vă spun ce înseamnă și ce a însemnat PSD pentru județul Prahova. Partidul Social Democrat a transformat județul Prahova într-o feudă personală condusă prin abuz și corupție. Administrația județeană a Prahovei a devenit vasală în raport cu liderii politici ai PSD, urmărind exclusiv satisfacerea intereselor politice și financiare ale clanurilor care conduc PSD. Prahova a fost condusă de fapt în ultimii 20 de ani de o structură de tip mafiot, grupată în jurul familiilor PSD, Ghiță și Cosma.
care au drenat resursele publice în interes propriu. Bugetul județului Prahova a devenit prin corupție, șantaj, licitații trucate, pușculița personală a PSD și a liderilor PSD Prahova. Iar acest lucru a condamnat județul Prahova la stagnare și chiar la regres din punct de vedere al dezvoltării economice, al calității vieții și bunăstării oamenilor. Acestea sunt motivele pentru care am decis să facem această alianță electorală și să lăsăm deoparte orgoliile și interesul îngust de partid. Și am agreat următoarele și am să vă prezint condițiile tehnice ale protocolului. Filialele Prahova ale PNL, USR și Plus vor constitui o alianță electorală, cum am spus, pentru Consiliul Județean și Președinția Consiliului Județean. Alianța electorală se va numi Alianța PNL, USR Plus, Prahova. Criteriile de integritate. Repet și mă adresez aici în special susținătorilor USR Plus. Criteriile de integritate pe care le-am agreat la nivelul celor trei partide și pe care alianța va fi construită și care vor trebui respectate la nominalizarea candidaților la Consiliul Județean sunt următoarele. 1. Fără penali în funcții publice. Adică nu cu oameni ca Vlad Cosma, ca Surioara sau ca tată. Fără persoane incompatibile sau în conflict de interese printre candidații la Consiliul Județean. Fără foști membri ai Partidului Social Democrat printre candidații la Consiliul Județean. Și în plus, fără să fie partea protocolului Ploieștiu, unde intrăm în competiție onestă și sunt sigur că unul din cei doi candidați ai partidelor noastre va câștiga primăria, deci și la Consiliul Local al Ploieștiului nu vor fi foști membri ai Partidului Social Democrat printre candidații la Consiliul Local. Candidații pentru Consiliul Județean vor fi nominalizați în următoarea formulă. Candidatul Alianței la președinția Consiliului Județean va fi nominalizat din partea Partidului Național Liberal și susținut de USR Plus, domnul Iulian Dumitrescu. Vicepreședintele Consiliului Județean va fi nominalizat post alegeri de USR Plus și susținut de Partidul Național Liberal. Sperăm că colegul nostru Cristi Apostol va ajunge acolo. Raportul de candidați pe lista de Consiliul Județean. Pe primele 16 poziții va exista paritate, 50% la 50% în fermoar. Iar lista va fi deschisă de USR Plus, iar apoi în alternanță PNL, USR Plus și așa mai departe până la poziția 16. După poziția 17 urmează mai mulți colegi din Partidul Național Liberal și apoi ea se intră într-o structură de fermoar între USR Plus și PNL, rezultând un raport cam de 2 la 3 în principiu pe locurile eligibile și cred că pe întreaga listă. La nivel local, cele trei partide semnatare ale protocolului au agreat următoarele lucruri. La Câmpina vom intra în alianță electorală, iar candidatul alianței PNL USR Plus va fi nominalizat de USR Plus. Domnul Cătălin Florescu va fi candidatul comun la Câmpina. La Consiliul Local vom merge împreună în raport de 1 la 1 în fermoar pe întreaga listă. La Mizil se va întâmpla același lucru. Candidatul nostru comun al celor trei partide va fi nominalizat de USR Plus, se numește Claudiu Minea. La fel, la Consiliul Local paritate în fermoar. Și același lucru se va întâmpla și la Lejor. În cazul în care, și suntem siguri că se va întâmpla acest lucru, ce trei candidați la aceste primării vor câștiga, evident, viceprimarul va fi nominalizat din partea Partidului Național Liberal. Dar asta nu înseamnă că în alte locuri, dacă colegii noștri din filialele locale doresc, nu se pot face înțelegeri punctuale. Dacă vor să susțină un candidat comun la primărie, dacă vor să aibă alianță electorală pentru Consiliul Local, nu îi împiedică nimeni, depinde numai de ei. Știu că există colegi la Bușteni, la Boldescăieni, care deja discută și sunt convins că vom ajunge la niște soluții comune. În rest, în toate celelalte UAT-uri, PNL și USR Plus vor intra separat în competiție liberă, iar candidații au libertate totală să-și gestioneze campaniile așa cum doresc. Aș vrea să subliniez, la Ploiești mergem separat,
cu siguranță unul din cei doi candidați, fie arhitectul Răzvan Enescu, fie Andrei Golosevici, va câștiga primăria, oricum PSD deja nu mai există, aici este o disoluție. După alegeri, dacă PNL va câștiga primăria Ploiești, va exista un viceprimar din partea USR Plus. Dacă USR Plus va câștiga primăria Ploiești, va fi un viceprimar din partea PNL. În toate consiliile locale, chiar dacă mergem separat, unde PNL și USR Plus vor avea reprezentanți, se va urmări crearea de majorități, singur sau împreună cu alte partide, fără PSD. În toate consiliile locale unde PNL și USR singure vor crea majorități, formula de colaborare locală la nivel executiv va fi primar-viceprimar sau, dacă există alte soluții pe care le agrează colegii noștri la nivel local, evident, au toată libertatea să facă să găsească formula de optimă de a lucra împreună. Și mai am două observații. Nu o să intru foarte mult în obiectivele asumate de alianțe, ele se găsesc în protocol, vi-l vom da la sfârșitul conferinței de presă. Aș dori să vorbesc despre două obiective sau să prezint două obiective. Un obiectiv al acestei alianțe este depesedizarea totală a județului Prahova. Asta nu înseamnă doar schimbarea unor oameni din funcții. Fie că vorbim de funcții elective, fie că vorbim de funcții prin numire politică conform legii, ci și stoparea unor comportamente pesediste. Și aici vorbesc de jaful din bani publici, de corupție și nepotism, de lipsă de transparență, de decizie abuzivă și discreționară. Și un al doilea obiectiv pentru care vom lupta este angajamentul pentru prevenirea corupției și lupta împotriva corupției. Mulțumesc frumos! O să-l invit acum pe Cristian Apostol, care până astăzi a fost candidatul Alianței USR Plus pentru președinția Consiliului Județean. Datorită maturității lui și înțelepciunii lui, decizând să facă un pas înapoi și să dea o șansă acestei alianțe, suntem aici și cred că putem să vorbim de o speranță pentru județul Prahova. Mulțumim, Cristi, te rog! Ușor! În primul rând, bună ziua, vă mulțumesc că ați venit la conferința noastră. Este un moment delicat, un moment greu pentru mine în plan personal. Este momentul în care sunt în fața dumneavoastră presei, în fața membrilor și susținătorilor Alianței USR Plus prin intermediul dumneavoastră și în fața prahovenilor. Și o să-mi anunț retragerea din poziția de candidat al Alianței pentru președinția Consiliului Județean Prahova. Dar este un moment în care o să anunț atât susținerea mea, cât și a Alianței USR Plus pentru un candidat unic, un candidat unic la președinția Consiliului Județean al domnului Iulian Dumitrescu. Au fost două zile pentru mine foarte grele. Am primit multe telefoane, multe mesaje, dar am văzut un singur lucru. Acela, o parte foarte mare a prahovenilor sprijină și au, să zic așa, un interes ca acest pas să fie făcut, un interes al faptului că în Prahova PSD-ul trebuie să fie scos de la administrarea acestui județ. Este o ocazie pentru mine, în primul rând, să mulțumesc colegilor pentru sprijinul care mi l-au acordat de a fi candidatul până la acest moment al Alianței. Este la fel o ocazie pentru mine să-i urez succes lui Iulian. Și, bineînțeles, încă un aspect. Noi avem, ca și politică, promovarea unor oameni tineri, unor oameni competenți, unor oameni apreciați de comunitate. Și în acest moment o să-l invit pe lângă mine pe colegul Cătălin Florescu, candidatul
grup unic al alianței PNL de acum USR Plus pentru primăria Câmpina, viitorul primar al Câmpinei, Cătălin. Bună ziua! Voi fi scurt. Voi începe prin a aprecia gestul domnului Horia Tisanu de a se retrage din, de a-și retrage candidatura pentru un nou mandat la primăria Câmpina și a crea astfel șansele creierii acestei alianțe și a pune interesele câmpinenilor și ale prahovenilor mai presus de interesele dumneavoastră personale. Decizia sunt convins că a fost grea, mai ales că a început pre-campania, așa că cu atât mai mult este de apreciat. Este clar că mi-ar fi plăcut să devin primarul municipiului Câmpina, fiind în competiție cu dumnealui, dar este la fel de evidentă și este la fel de evident și faptul că în Câmpina a început să se contureze riscul fărâmițării electoratului de dreapta, mai ales că interesul PSD-ului este apariția cât mai multor candidați în zona dreptă. Și asta i-ar fi introdus, i-ar fi dat oarecare șansă. În atare condiții, lucrurile se simplifică și oricum pentru majoritatea câmpinenilor era ultimul lucru de dorit cu administrație PSD-istă. Și mai ales pentru noi cei de la Plus, pentru că până la urmă faptul că eu mă aflu astăzi aici și colegii mei sunt în Plus, este meritul PSD-ului, între ghilimele, pentru că noi toți am făcut pasul spre politică din disperarea la care ne-au adus în ultimii ani. Pentru Câmpina, constituirea alianței este mod evident o oportunitate pe care n-am mai avut-o de ceva vreme și anume aceea de a avea o majoritate în Consiliul Local similară celei de la Consiliul Județean. La Plus Câmpina avem o echipă frumoasă, chiar frumoasă, adică un pic atipic pentru politică. Ne înțelegem foarte bine, am început să ne înțelegem foarte bine și cu colegii de la USR și împreună cu colegii liberali sunt convins că ne vom putea pune în practică, vom putea profita de conjunctura asta și să ne punem în practică programul, atât în folosul câmpinenilor, cât și a localităților limitrofe, astfel încât Câmpina chiar să devină un oraș foarte atractiv în următorii ani pentru oameni, ceea ce înseamnă că în mod automat va deveni atractiv și pentru firme. Vă mulțumesc și dau cuvântul viitorului președinte al Consiliului Județean, domnul Lilian Dumitrescu. De regulă n-aveam nevoie de asta, dar astăzi e o zi deosebită. Bună ziua! Este o onoare pentru mine să fiu candidatul Drepte Unite la președinția Consiliului Județean Prahova. Și vă asigur că sunt extrem de motivat și de hotărât să smulgem Prahova din ghearele PSD, să o lăsăm să respire, să se dezvolte și să ajungă între primele județe ale României. Vreau să le mulțumesc partenerilor din Alianța PNL USR Plus Prahova pentru încrederea acordată, pentru hotărârea, sinceritatea și altruismul lor. Ar trebui sau s-ar aștepta mulți să spun acum o frază de genul: am lăsat la o parte orgoliile și lucrurile care ne despart și așa mai departe. Dar nu este așa. Nu așa am simțit eu negocierile. Ne-am întâlnit la negocieri niște oameni care iubesc foarte mult acest județ și care suferă pentru că acest județ a fost sufocat în ultimii 20 de ani de o încrengătură PSD-istă. Un județ care a stagnat sub o cismă PSD-istă.
poate că sunt, poate că unii dintre noi punem accentul pe dezvoltare sau pe pragmatism și poate că ceilalți dintre noi punem accentul pe integritate, transparență, reguli stricte în administrație. Dar este ok așa. Așa trebuie să fie. De asta are nevoie Prahova și de multe, multe altele. Alianța, PNL, USR plus Prahova este o alianță a binelui și sunt convins că va genera încredere, optimism și sunt convins că poate să-i unească pe prahoveni. Sunt convins că împreună vom reuși. Vă mulțumesc! Întrebări? De ce s-au mai câmpina Mițir Brejoi, de ce nu, nu știu, alte localități de aici? Cum le-ați ales? Le-a cerut USR-ul sau au ajuns organizațiile locale? Noi când am discutat despre localități, fiecare partid a pus cumva pe masă ceea ce considera că are mai bun sau este mai reprezentativ pentru partidele noastre, unde știam că avem filiale frumoase, unde știam că avem candidați buni. Și pur și simplu, în timpul negocierilor, astea trei localități s-au cristalizat. Mai erau și alte localități, candidați la fel de buni, doar că am considerat că ambele partide singure au șansă să câștige votul la Consiliul Local, la primărie și am considerat că nu este necesar să mergem în alianțe electorale. Repet, colegii noștri din alte localități continuă discuțiile. Dacă ajung la o concluzie, foarte bine, noi îi sprijinim. Dacă nu, ne e cu supărare, vor merge separat. Repet, se discută în Bușteni, se discută în Bolvești, în Stăieni. Cu siguranță vor mai fi astfel de exemple în județul Prahova. Totul depinde de oamenii că la nivel local nu ne băgăm peste ei. Domnule Politianu, considerați că ar trebui să vă cereți public scuze față de noi, colegii de alianță, pentru următoarea postare de pe pagina 9 de Prahova. PNL sunt partid de foști mafioși. Puteți să citiți toată postarea, vă rog? Nu, este doar pe această frază. Ok, nu am de ce să... Era legat de guvern? Ok, nu am de ce să-mi cer scuze, este scrisă de mine? Este o USR Prahova. Ok. Nu am de ce să-mi cer scuze, eu știu că n-am criticat PNL-ul și l-am criticat dur în anumite situații, fie că a fost vorba de primar PSD care au trecut la PNL sau de administrația Ploieștiului de până acum. Am vorbit cu Iulian, ne păstrăm pozițiile, cu siguranță și PNL-ul are critici la adresa colegilor din USR Plus. Am fost sincer în discuții, când este vorba de critică, vom continua să criticăm. Dar ceea ce am decis este să colaborăm în interesul Prahovei, pentru că pericolul pentru Prahova și pentru prahoveni în continuare este Partidul Social Democrat. Nu am de ce să-mi cer scuze. Probabil domnul Toader a dorit să-mi cer scuze, eu nu cer scuze. Nu vă temeți că vă veți dezamăgi susținătorii de până acum, pentru care vă vedeau o alternativă și pentru PSD și pentru PNL? Suntem în continuare o alternativă, că de asta suntem partid. Eu văd că e o alianță, nu văd că e o alternativă. Partid de sine stătător, așa cum PNL-ul este partid de sine stătător, dacă era, ne scria un PNL sau PNL-ul se scria în USR Plus. Este politică, trebuie să facem compromisuri atunci când este în interesul cetățenilor. Asta se va întâmpla în continuare, așa a fost politica până acum, așa va fi politica de acum încolo. Asta nu înseamnă că renunțăm la criterii de integritate, la toate valorile și principiile în care noi credem. Repet, ca să fie foarte clar, există criterii de integritate pe baza cărora această alianță este construită. Repet, fără penal în funcții publice, acolo unde suntem împreună nu va exista un penal. Fără foști membrii PSD, acolo unde suntem împreună, nu vor exista foști membrii PSD printre candidații alianței noastre, acolo unde suntem împreună, fără incompatibil, oameni incompatibili, persoane incompatibile sau în conflict de interese. Astea sunt valorile de integritate, anticorupție fundamentale ale USR-ului și ele vor merge în continuare, inclusiv în alianță. Am văzut ce postează presa de partid a PSD-ului, ce postează Bogdan Toader, ce comunicat au dat ieri cei de la PSD Prahova.
vorbim de fără penalii funcții publice. Continuăm să vorbim împreună de fără penalii funcții publice. Adică, fără Vlad Cosma, fără Mircea Cosma, fără domnișoara Cosma, nu mai știu cum se numește, fără Sebastian Ghiță, ci toată fauna care a acaparat județul Prahova în ultimii 20 de ani. Cred că este județul cel mai înghețat în structuri de tip mafio din toată țara. Era fundamental să facem acest pas și să spulberăm PSD-ul. Și asta se va întâmpla. Definiți, vă rog, penal. Ce înseamnă penal? Condamnați sau cei care au un dosar penal încă nesoluționat? Fără, o să vă fac și diferența dacă nu știți. Fără penal în funcții publice, inițiativa cetățenească sprijinită de USR fără penal în funcții publice vorbește de persoanele condamnate definitiv, care nu au fost între timp reabilitate, care să nu mai ajungă în funcții publice. Noi discutăm, evident, acest principiu pe care îl dorim în Constituție, este proiectul de suflet al USR-ului. Doi, evident că atunci când vorbim de urmărire penală in persona, când vorbim de trimitere în judecată, de începerea acțiunii penale împotriva unei persoane, evident că o persoană ca aceasta trebuie să facă un pas în spate, în poate dacă vorbim de locurile unde sunt împreună. În rest, orice partid poate să decidă pentru el și noi vom critica dacă va fi cazul, indiferent că este PNL, POL sau orice alt partid. În poate, în alianța noastră, principiile de integritate la care ținem atât de mult vor fi respectate. Și partenerii de la PNL au înțeles acest lucru, au înțeles simbolistica, importanța și faptul că respectarea acestor criterii de integritate înseamnă, în fapt, să distruge clanurile mafiote ale PSD-ului care conduc acest județ de 20 de ani. Două întrebări am dat, vă rog. Prima, de ce nu ați pus aceeași condiție și în ceea ce privește pentru alte acolo unde aveți alianța, cu vedere faptul că timp de niște ani de zile alte a luat decizii împreună cu PSD, dar nu mai vreți un fel. A doua, care este de fapt un mesaj dumneavoastră față de alegătorii care nu mai vor nici PSD, nici PNL, și care la urmă pot înzima la televizor pe domnul Victor Ponta, spunea PSD legal PNL, trebuie o alternativă. Domnul Ponta Andreas a făcut un mare bine spunând că pe partea dreaptă are încredere în USR și că dreapta partidul domniei sale să fie ceea ce este USR pe dreapta. Nu credeți că distrugeți orice șansă de a fi aleși de acești oameni care nu vor PSD, nu vor PNL? Nu vor. Repet întrebarea, care este mesajul? Mesajul meu către dumneavoastră, ca să vă răspund la ultima întrebare. Nu v-aș dori binele pe care vi-l dorește Victor Ponta. Mulțumim, nu ne interesează binele și mesajele pe care le trimite Victor Ponta. În ceea ce privește ALDE nu mai există. ALDE e în disoluție. Toți oamenii ăia probabil se vor duce acasă, vor căuta job-uri și așa mai departe. Nu am considerat necesar. Evident, ALDE ca și PSD-ul sunt la fel de vinovate pentru ceea ce s-a întâmplat începând cu ordonanța 13 cu 2017 și până domnul Dragnea a ajuns la închisoare. Este poziția noastră foarte clară, am scăpat de ALDE. Considerăm că ALDE nu mai este o problemă pentru România, deja este un partid dispărut. Domnule președinte, ne-am venit trecut. Cum comentați atacurile? Mesajul către susținătorii noștri? Repet, nu știu dacă s-a auzit foarte bine, dacă am fost foarte clar. Toate principiile în care USR Plus crede se regăsesc înscris în protocol și sunt condiții pentru a merge mai departe cu această alianță electorală. Vă vom da protocolul, veți vedea că e scris negru pe alb tot ce am zis. Ca atare, nu ne-am pierdut din identitate, promovăm aceleași principii, promovăm aceleași valori, suntem aceeași alternativă pentru oamenii care cred și au crezut în noi. Cum comentați și cum răspundeți atacurilor PSD legate de alianța PNL? Ce să răspund la atacurile PSD? PSD-ul la Prahova îmi doresc nu doar să-l
convingem brusc, mi-aș dori să-l zdrobim și împreună cred că putem să facem asta. Încă o dată, fiecare partid respectă pe celălalt partid, avem lucruri în comun, avem lucruri poate pe care punem accentul în mod diferit, dar am hotărât împreună pentru prahoveni că răul cel mai mare al acestui județ trebuie să dispară. Și asta am crezut și credem că putem să o facem mai bine și mai ușor împreună. Asta vis-a-vis și de întrebarea doamnei. Iar domnul care m-a copit este de loc de legare. Vă rog. Dacă mai sunt întrebări, da, dacă nu, oricum o să facem o conferință de și alte conferințe de presă în care să vorbim de programul nostru și de... Câmpina este un oraș. Orașul Câmpina este un oraș cu vechi tradiții liberale încă din perioada interbelică, după anul 2012, odată cu formarea și destrămarea USR-ului. Scuze, dar e... Nu ați auzit nimic? Câmpina este un oraș cu vechi tradiții liberale încă din perioada interbelică, după anul 2012, odată cu formarea și destrămarea USR. Mulți dintre liberalii câmpineni au întors spatele PNL-ului, sfidând acea alianță toxică. Astăzi le propuneți liberalilor o altă variantă politică, în urma căreia PNL Câmpina devine remorca unor partide nou înființate pe scena politică, USR Plus. Nu credeți că acest nou șoc va declanșa un val de antipatie în rândul alegătorilor liberali, care au votat masiv PNL, de exemplu, la alegerile prezidențiale de anul trecut? Să încep cu sfârșitul, nu cred, și doi la mână, câmpinenii au un candidat excepțional și dacă mă întrebați pe mine, eu cred că va ieși cu peste 70% câștigător. Apropo de Câmpina, cum a luat decizia domnul Cristianu să se retragă, vă să știți? Da, știu, evident că știu. Ce l-a determinat sau ce l-a încurajat să se retragă? Domnul Cristianu... a înțeles că un Prahov cel mai important este să scăpăm de PSD la Consiliul Județean și a mai înțeles că după 16 ani de administrație PNL Pisean la Câmpina este posibil ca cei din Câmpina să-și dorească altceva și acel altceva este candidatul plus domnul Floris. V-ați plăcut să aveți arături de dumneavoastră și PNP tot cu partidul de dreapta în această alianță? Nu, îmi place să am alături de mine exact pe cine am alături de mine. N-au fost discuții cu PNP-ul și ce nu vreau să comentez de ei. Ce se întâmplă la Băincui? Ce candidat veți avea? Sunt discuții în cadrul alianței, a explicat Mihai mult mai amănunt, o să primiți și protocolul. Asta urmează să se facă. Să vedeți. E ok? Mulțumim! Mulțumim! Aveți încredere!